Stimați membrii ai Comisiei de Doctorat, vă doresc asistență. Dați-mi voie să declar deschisă ședința Comisiei de Doctorat din 15 noiembrie 2023. La ordine de zi, susținerea publică a tezei de doctor în științe medicale, absolvente doctoratului Pantea Valerian. În baza deciziei Consiliului Științific al Consorțiului numărul 21 din 05 octombrie 2023, privind formarea Comisiei de Doctorat, nominalizez membrii Comisiei și referenții oficiale. Președintele, subsemnatul Cubeț Valeriu, membrii, Tăgădiuc Olga, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, cu sămătoare de Stimițanu, Rulia Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician, om inerit al Republicii Moldova, Universitate de Stat a Moldovei. Tudiraș Mihail, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, cu SMF de Stimețanu. Referenții oficiali, Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, cu SMF de Stimețanu. Macar Vasile, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei. Și Caragia Svetlana, doctor științe biologice, director laboratorul medical Sinel. La ședința de astăzi sunt prezenți 4 membri ai Comisiei de Doctorat și 3 referenți oficiali. Deci astfel pot să menționez că forumul este 100%. Așadar, în ședința de astăzi a Comisiei de Doctorat se examinează teza de doctor în științe medicale cu tema efectele metabolice ale compușilor biologic activi autohtoni cu acțiune antitumorală. La specialitatea 315-01 Biochimie Medicală a doamnei Pantea Valeriană, absolventa programului de doctorat Biochimie Medicală, elaborată sub mentorat. Conducătorul științific, Tăgădiuc Olga, doctor habilitat, profesor cu SMF de Stimițan. Conducătorul prin cotutelă, Gulia Aurelian, academician, Universitate de Stat a Moldovei. Și membrii Comisiei de Îndrumare, Gudumac Valentin, doctor habilitat, profesor USMF de Stimițanu. Protopop Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, USMF de Stimițanu. Și Sardar Veronica, doctor în științe medicale, cercetător științific superior, USMF Nicolae de Stimițanu. Dați-mi voie laconic să aduc la apel complexitatea dosarului. În dosarul pretendentei sunt toate actele necesare, conform cerințelor regulamentului pentru susținerea tezei de doctorat, în cadrul școlii doctorale, în domeniul științe medicale, după cum urmează. Dispoziția Consiliului Științific al Consorțiului de Formare Comisiei Doctorat, numărul 21 din 05-10-23. Teza și rezumatul în română și engleză. Lista lucrărilor științifice la tema tezei. Extrasul din procesul verbal al ședinței de evaluare a tezei în seminarul științific de profil. Avizul tezei a conducătorului de doctorat și al conducătorului prin cotutelă, precum și al membrilor Comisiei de Îndrumare. Notă explicativă, notă informativă cu privire la respectarea integrității academice și fișa academică privind acumularea creditelor de studiu. Toate acestea corespund cerințelor regulamentului privind susținerea tezei de doctorat în cadrul școlii doctorale în domeniul științei medicale, aprobat de Senatul USMF Nicolae Stimițanu prin decizia din 20 decembrie 2018. De menționat că doctoranda a respectat cerințele școlii doctorale acumulând 335 de credite, prin elaborare și susținere referatelor anuale, publicații științifice și prezentări ale rezultatelor tezei la foruri științifice naționale și internaționale, conform programului de instruire avansată și cercetare științifică. În continuare, dați-mi voie să prezint să ofer cuvântul pretendente pentru a-și expune postulatele principale ale tezei, oferind un timp de până la 30 de minute. Poftim, doamna Valeria. Bună ziua, stimate domnule președinte, distinși membri ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență. Am o deosebită onoare să vă prezint astăzi rezultatele cercetării la tema efectele metabolice ale compușilor biologic activ autohtoni cu acțiune antitumorală. Orice substanță medicamentoasă, pe lângă efectul de tratament, are efecte secundare.
în particular, medicamentele antitumorale au o selectivitate scăzută în raport cu țesuturile sănătoase, ceea ce duce la reacții adverse severe, necesitatea reducerii dozelor terapeutice de chimioterapie și, în consecință, dezvoltarea rezistenței la chimioterapie. În ultimul deceniu, alături de sarcina de a găsi noi medicamente antitumorale, s-a pus problema creșterii selectivității și a reducerii toxicității compușilor noi, precum și crearea de noi strategii privind sinteza dirijată a unor medicamente selective pentru celulele tumorale. La Universitatea de Stat din Moldova, sub conducerea profesorului universitar academicianului Aurelian Gulea, au fost obținute un șir de compuși noi ai metalelor 3D cu liganți, chelanți și macrociclici, asamblați în urma condensării cu tiosemicarbazone, aldehide și cetone, care manifestă proprietăți antitumorale. Scopul cercetării a fost studierea influenței compușilor coordonative ai cuprului tiosemicarbazone, autohtone, asupra viabilității celulare și evaluarea mecanismelor lor de biochimice de acțiune pentru selectarea compușilor cu efecte toxice minime. Cercetarea pentru atingerea scopului au fost trasate 4 obiective. Cercetarea efectelor compușilor coordonative ai cuprului cu tiosemicarbazone asupra viabilității și proliferării celulare in vitro pe celule de cancer de șobolan C6. Evaluarea acțiunii compușilor coordonative ai cuprului cu tiosemicarbazone asupra viabilității și proliferării celulare in vitro pe hepatocite normale de șobolan. Studierea influenței compușilor coordonativ ai cuprului cu tiosemicarbazone asupra indicelor hematologici în vivo pe animale de laborator sănătoase. Estimarea acțiunii compușilor coordonative ai cuprului cu tiosemicarbazone asupra indicelor stresului oxidativ și sistemului antioxidant în vivo pe animale de laborator sănătoase. S-a efectuat un studiu preclinic experimental al acțiunii compușilor coordonative ai cuprului tiosemicarbazone autohtone in vitro pe sisteme celulare glion C6 de șobolan și hepatocite normale de șobolan. S-a apreciat viabilitatea celulelor și capacitatea lor de proliferare. In vivo, pe șobolani albi de laborator, Rattus norvegus albicanis, s-a evaluat modificările sanguine și metabolice. În acest slide am prezentat evaluarea citotoxicității compușilor coordonative cu tiosemicarbazone in vitro pe sisteme celulare glion C6 de șobolan și hepatocite normale de șobolan Rattus norvegus albicanis. S-a cultivat culturile celulare unde a urmat testarea compușilor coordonative cu tiosemicarbazone în dozele de 1 și 10 micromol pe litru. Apoi au fost instalate la incubatorul ce conținea 3,5% dioxid de carbon la temperatura de 37 de grade timp de 24 de ore. După care a urmat etapa evaluării viabilității și proliferării celulare prin testele MPP și rezazurină. În acest slide am prezentat evaluarea efectelor metabolice ale compușilor coordonative ai cuprului tiosemicarbazone în vivo. Experimentul a fost montat pe 120 de șobolani al Rattus norvegus albicanis, adulți de vârstă reproductivă. Animalele au fost în număr egale, 60 femele, 60 masculi. Animalele au fost împărțite următoarele 10 loturi. Primul lot a fost martor, 9 experimentale. Fiecare lot a inclus 2 subloturi. Lotul A, masculi, lotul B, femele. În fiecare lot au fost în număr de 6 șobolani. Substanța de testat a fost administrată intramuscular timp de 30 de zile. Doza substanței a fost de 10 microgram de substanță la 1 kg de masă corporală a animalului.
După 24 de ore de la ultima administrare, animalele au fost sacrificate cu anestezie ușoară cu eter sulfuric. Sângele periferic pentru determinarea indicelor hematologici a fost prelevat în eprupete ce conținea soluția anticoagulantă 6% care 4 EDTA cu pH-ul 7,4. Sângele periferic pentru aprecierea indicelor hematologici a fost determinat la analizatorul PCE hematologic firma Erma, Japonia. Serul sanguin obținut din sângele periferic fără anticoagulant la 3 miturații timp de 10 minute și transferat în eprupete de timp dependent și păstrate până la ultima finalizare a lucrării. Deci, din indici hemoleocogramii au fost determinați în vivo următorii: eritrocite, hemoglobină, hematocrit, volumul mediu al eritrocitului, conținutul mediu de hemoglobină într-un eritrocit, concentrația medie de hemoglobină, amplitudinea distribuției într-un eritrocit, lățimea distribuției într-un eritrocit, leucocite, segmentate, limfocite, monocite, eozinofile, bazofile, nesegmentate, trombocite și volumul mediu al trombocitului. Prin metode spectrofotometrice optimizate au fost determinați următorii markeri ai stresului oxidativ: metaboliții reactivi ai oxigenului, balanța prooxidantă-antioxidantă, produșii proteici de oxidare avansată, de aldehida malonică, metaboliții oxidului nitric. Din markerii sistemului antioxidant și tiol disulfilic a fost determinat următorii: activitatea antioxidantă totală, capacitatea antioxidantă totală, masa substanțelor antioxidante, activitatea medie a antioxidanților, superoxidismutaza, catalaza, glutation peroxidaza, glutation S-transferaza, glutation reductaza, glutationul total, SH grupele tiolice totale, SH grupele tiolice libere, SH grupe tiolice a proteinelor. Analiza statistică a rezultatelor a fost efectuată utilizând pachetul softului SPSS, fiind utilizate testele optime pentru tipul de cercetare efectuat. Evaluarea influenței compușilor coordonatici ai cuprului ptiosemicarbazone asupra viabilității celulelor de gliom C6 de șobolani prin testul MTT a relevat că toți compușii, indiferent de doză, au micșorat statistic semnificativ viabilitatea, cu excepția compușilor MG22, TIA-160 în ambele doze, pe când compusul TIA-123 în doza de 10. În același timp, impactul asupra proliferării celulilor prin testul rezazurină este în mare măsură dozele dependente. De exemplu, în doza de 10 micromol pe litru, toți compușii stimulează proliferarea celulelor de gliom C6 de șobelan, pe când în doza de 1 micromol pe litru doar 3 substanțe denotă acest efect: CMD-O, MG-22 și TIA-123. Celelalte substanțe nu modifică acest indicator semnificativ statistic. Influența compușilor coordonative ai cuprul ptiosemicarbazone asupra celulelor hepatice sănătoase a relevat dependența de doză. Doza de 1 micromol pe litru a diminuat viabilitatea în toate cazurile, pe când cea de 1 micromol pe litru, dar în cazul CMC-34, CMT-67 și TIA-160. Efecte parțial similare au fost stabilite și în cercetarea proliferării hepatocitelor, ea fiind diminuată de toate substanțele în doza de 1 micromol pe litru, cu excepția compusului MG22, care nu a influențat acest indice, pe când compusul CMA18 a stimulat proliferarea celulelor hepatice în ambele doze.
Analiza rezultatelor evaluării indicelor eritrocitari ai hemoleucogramii a evidențiat un număr foarte mic de modificări statistic semnificative, amploarea foarte mică, în limitele de 2-8%. În cazul indicelor leucocitare, hemoleucogramii s-a testat un număr semnificativ. Modificări veridice la administrarea compușilor testați au fost dependente de tipul compusului și de sexul animalului. Astfel, tiosemicarbazonile benzodiazolice au micșorat numărul de segmentate la mascul, dar l-au mărit la femeie, iar numărul de limfocite s-a modificat invers. Totodată, a fost majorat monocitele la femeie. Modificări similare au fost induse și de compușii fenil-tiosemicarbazonii. În cazul compușilor alil-tiosemicarbazonice, pe lângă modificările menționate anterior, s-a registrat creșterea semnificativă a numărului de leucocite la mascul, precum și creșterea monocitelor la mascul. Totodată, acești compuși au diminuat monocitele la femeie. Indicii stresului oxidativ, cu mici excepții, nu au fost modificați major de compușii coordonative ai cuprului cu tiosemicarbazone. Astfel, tiosemicarbazonile benzotiazolice au indus la femeie creșterea indicelui metabolitului reactiv a oxigenului și CMD8 a diminuat veridic indicele balanței prooxidante-antioxidante. Compușii fenil-tiosemicarbazonice de asemenea au avut impact asupra indicatorilor la femeie, astfel CMC34 a majorat indicele metabolitului reactiv a oxigenului, pe când CMG33 balanța prooxidantă-antioxidantă. Și, totodată, compusul CMT67 a stimulat creșterea conținutului veridic aldehidei malonice. Compușii alil-tiosemicarbazonice au indus modificări la mascul, fiind crescute de către compușii TIA-123 și TIA-160 a balanței prooxidante și antioxidante, pe când compusul CMC41 a mărit numai indicele balanței prooxidante-antioxidante la femeie. Evaluarea acțiunii compușilor coordonative cuprului asupra activității superoxidez mutaza și a catalazii a relevat un număr mic de modificări veridic statistice, dar s-a observat o tendință de creștere a activității enzimii catalaza la administrarea tuturor compușilor, în unele cazuri veridic, în altele neconcludent statistic. Tiosemicarbazonile benzotiazolice au manifestat un impact minor prin micșorarea semnificativ statistică cu 36% a enzimii superoxidezmutaza de către compusul CMD8 și creșterea veridică statistică a enzimii catalaze, tot de compusul CMD8. Totodată, compusul CMA18 a crescut nivelul catalazei. Dintre fenil-tiosemicarbazone, doar CMC34 a diminuat activitatea enzimii superoxidezmutaza și a majorat-o pe cea a catalazei de către mascul. La administrarea alil-tiosemicarbazone, TIA-123 și TIA-160 au majorat semnificativ statistic activitatea catalazei la mascul. Studiul impactul compușilor coordonative cuprului tiosemicarbazone asupra indicilor metabolismului glutationic și tiol disulfidic a relevat următoarele. Activitatea glutation peroxidaza a fost majorată semnificativ statistic la femeie de toți compușii, cu excepția compușilor CMA18, CMT67, la administrarea cărora a fost dar o tendință de creștere la mascul. Indicele a fost majorat veridic de MG22, CMC34, CMC33 și TIA-123. Ceilalți compuși au indus tendințe de creștere, cu excepția TIA-160,
care a diminuat neconcludent statistic. Activitatea glutationului eductază, de asemenea, a fost stimulată de toți compușii, atât la masculi, cât și la femeie. Dar majorări veridice au fost mai multe la masculi. Modificările enzimatice descrise anterior au fost asociate cu creșterea veridică a conținutului total al glutationului, atât la masculi, cât și la femeie, la administrarea tuturor compușilor testați. În același timp, nivelul grupelor tiolice totale au fost majorate semnificativ statistic de toți compușii coordonative ai cuplului chiosilicarbazone administrați la masculi, iar la femeie, TIA-160 a crescut veridic statistic. Ceilalți compuși la femeie au indus doar tendințe de micșorări a indicelui. Analiza rezultatelor obținute mi-a permis să formulez următoarele concluzii generale. Majoritatea compușilor coordonative ai cuplului chtiosemicarbazonii testați exercită citotoxicitate selectivă în funcție de doza utilizată, 10 micromol de litru sau 1 micromol pe litru, și de tipul de celulă, gliom de șobolan C6 sau hepatocite normale de șobolan. Toți compușii coordonative ai cuplului chtiosemicarbazonii au indus scăderea viabilității celulelor de glioblastom C6 atât în concentrație de 10 micromol pe litru în diapazonul 15-27%, cât și de 1 micromol pe litru în limitele 3-35% după o incubare 24 de ore. Proliferarea celulelor de glioblastom C6 a fost stimulată de compușii coordonative ai cuplului chtiosemicarbazonii similar cu doxorubicina la doza de 10 micromol pe litru, iar la doza de 1 micromol pe litru, 5 dintre substanțele testate, cum ar fi CMA18, CMC34, CMT67, CMG41 și T160, nu au indus proliferarea celulară în cultura de gliom C6 de șobolan. Cumulativ, CMA18, CMC34, CMT67 și CMG41 au scăzut semnificativ viabilitatea, în timp ce nu au stimulat proliferarea celulelor gliomului C6 de șobolan. În doza de 10 micromol pe litru, compușii coordonativei cuplului chtiosemicarbazonii nu au avut un efect semnificativ asupra viabilității și proliferării celulelor hepatice, iar în concentrația redusă de 1 micromol pe litru, toți compușii coordonativei cuplului chtiosemicarbazonii au diminuat statistic semnificativ viabilitatea hepatocitelor la nivel similar cu cel produs de doxorubicina, precum și-au micșorat concludent proliferarea lor în limitele 25-28%, cu excepția CMA18, care a indus procesul. S-au relevat efecte de amploare redusă ale compușilor coordonative ai cuplului chtiosemicarbazone asupra indicelor hemoleucogramii șobolanilor sănătoși, care au fost dependente major de sexul animalului de laborator și măsură mică de tipul compusului chtiosemicarbazonic, benzotiazolic, fenil sau alil. Femeile sănătoase sunt mai sensibile la acțiunea compușilor coordonative ai cuplului chtiosemicarbazonic testați comparativ cu masculii la ele, atestându-se semnificativ mai multe modificări veridice ale hemoleucogramei. Nu s-au identificat diferențe importante în numărul de efecte produse de compușii unui anumit tip de compus coordonativ ai cuplului cu chtiosemicarbazone, cu excepția impactului asupra markerilor eritrocitari care nu au fost semnificativ modificați de fenil chtiosemicarbazone. Rezultatele cercetării influenței compușilor coordonative ai cuplului chtiosemicarbazone asupra parametrilor stresului oxidativ și a sistemului antioxidant, evaluați în vivo pe animale de laborator sănătoase, a relevat în general efecte pozitive, adesea sinergice, care oferă posibilitatea de modulare a statutului redox al organismului. Compușii coordonative ai cuplului chtiosemicarbazone cercetați au exercitat efecte moderate sau minore asupra stresului oxidativ, nitrozativ și sistemul antioxidant.
cu predilecție activând enzimele antioxidante, glutation peroxidază și glutation reductază, și majorând conținutul total de grupe tiolice, ce poate fi considerat un răspuns adaptiv favorabil al organismului la acțiunea compușilor coordonative ai cuprului cu tiosemicarbazone. Studiul mecanismelor biochimice de acțiune a compușilor coordonative ai cuprului cu tiosemicarbazone pentru selectarea celor cu efecte toxice minime nu au identificat deosebiri semnificative ale efectelor lor. Toți compușii coordonative ai cuprului, exercitând influență de amploare mică sau moderată asupra materiilor stresului, materiilor cercetați. Venim cu următoarele recomandări practice. Se recomandă aplicarea metodelor optimizate în realizarea cercetărilor efectelor compușilor chimici, sintetici și naturali, potențiale medicamente, deoarece modificările propuse au permis de a simplifica procedeul analitic, de a micșora cheltuielile de reactiv costisitori și timpul de efectuare analizelor prin procesarea concomitentă a unui număr mare de probe biologice și de a mări reproductibilitatea și precizia micrometodii de determinare. Se recomandă extinderea cercetărilor acțiunii compușilor coordonative ai cuprului cu tiosemicarbazone, benzotiazolice, fenil și alil pentru evaluarea in vitro a impactului asupra stresului oxidativ și a sistemului antioxidant în culturile celulare de gliom C6 și hepatocite normale de șobolan pentru a stabili rolul proceselor în modificările, viabilitatea și proliferării stabilite în studiul curent. În vivo, acțiunii asupra stresului oxidativ și a sistemului antioxidant în creierul, ficatul și în alte organe și țesuturi a animalelor de laborator sănătoase, precum și în oamenii induse în animalele de laborator sănătoase. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc și eu, doamnă pretendentă, v-ați scris în timp de acoreziană, dar tot ce ați reușit un raport comprehensiv și transat. Onorată asistență, acum urmează runda de întrebări și răspunsuri. Poftim, îndemn fiecare participant la această ședință să ofere pretendente, dacă consideră întrebare. Dirigică, da? Da, poftim. De ce ați ales anume studiul pe gliom și pe hepatocite a compușilor coordinativ? Da, am ales pentru atenție. Linia celulară de gliom C6 de șobolan este asemănătoare morfologic cu glioblastomul multiform. Glioblastomul multiform este unul dintre cele mai maligne tumori, tipuri de tumori ale sistemului nervos central. În ciuda progreselor și modalităților de tratament, acesta rămâne în mare parte incurabil. Deși sunt mai disponibile mai multe opțiuni de tratament, inclusiv intervenția chirurgicală împreună cu chimioterapia și radioterapia, în general această boală are un prognostic nefavorabil și pacienții, în general, după, de la stabilirea diagnosticului, cedează în decurs de 12-18 luni. Și metodele actuale sunt ineficiente. Deci am ales hepatocitele. Hepatocitele sunt celulele care participă la metabolizarea tuturor medicamentelor și de funcționalitatea lor depinde activitatea organismului. Mulțumesc. Ați primit, doamnă, răspunsul? Da. Acceptați răspunsul? Poftim, alte întrebări? Dacă da, mulțumesc. Poate eu să spun felicitări, doamna Valeriana, că dumneavoastră ați ajuns la așa cale grea și ați atins un obiect foarte, foarte important și complicat în Republica noastră. Dacă permiteți să dau și eu o întrebare. Da, asta este misiunea. Există deosebirea în acțiunea metabolică a compușilor coordonativ cu tiosemicarbazone în funcția și structura compușilor? Mulțumesc. Da, mulțumesc. Cercetarea noastră a fost taxată pe studiul indicilor stresului oxidativ și a sistemului antioxidant. Astfel putem face concluzie la aceste marcheri. Noi nu am identificat
ca deosebiri esențiale la acțiunea acestor compuși din diferite grupe asupra acestor indici, dar au fost stabilite deosebiri în funcție de sexul animalului de laborator, ce impune necesitatea de a continua cercetările pentru a stabili substratul metabolic al acestor diferențe. Mulțumesc! E epuizată întrebarea? Poftim alte întrebări? Da, poftim, doamnă. Și eu vreau. În primul rând, felicitări. A fost o lucră enormă. Da, mulțumesc. Și vă rog frumos, aș vrea să cunosc părerea dumneavoastră ce ține, dacă analizăm în tandem, da, modificările induse de compus și coordonativ a cuplului cu tiosemicarbazoane asupra acțiunii enzimelor antioxidante, da, le considerați aceste modificări induse sau nu? Deci benefice sau negative? Analiza rezultatelor au demonstrat că toți compușii studiați au un impact mic asupra activității enzimelor antioxidante. Putem menționa totuși că compușii au indus creșterea activității catalazei, în unele cazuri veridic statistică, în altele neconcludent. Totuși, acești compuși au indus și creșterea enzimelor glutation, peroxidaza, glutation, reductază, precum și nivelul glutationului total. Astfel concluzionăm că, în general, compușii, substanțele stimulează activitatea enzimelor antioxidante și crește protecția antioxidantă totală. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Poftim, dacă mai sunt întrebări. Dacă nu sunt, atunci, onorată asistență, dați-mi voie să dau citire concluziilor evaluării tezei la etapele anterioare. Primul. Avizul evaluării tezei în cadrul ședinței comune a conducătorului de doctorat, conducătorul prin cotutelă, membrilor comisiei de îndrumare, a colaboratorilor catedrei de biochimie și biochimie clinică și laboratorului de biochimie a USMF Nicolae Tifințanu din 04 iulie 23. S-a decis aprobarea teza de doctor în științe medicale cu titlul Efectele metabolice ale compușilor biologic activi autohtoni cu acțiune antitumorală, programul de doctorat 315-01 biochimie medicală a doamnei Pantea Valeriana, absolventă de doctorat, formă de studii cu frecvență redusă, la laboratorul de biochimie al USMF Nicolae Tifințanu. Au votat pro 26, contra 0, s-au obținut la vot, de la vot 0. 2. Avizul evaluării tezii în cadrul ședinței seminarului științific de profil 312, fiziologie, 315, biochimie și biologie moleculară din 13 iunie 23. S-a decis aprobat teza de doctor științe medicale cu temă efecte metabolice ale compușilor biologic activi autohtoni cu acțiune antitumorală, programul de doctorat 315-01, biochimie medicală a doamnei Pantea Valeriana, absolventă de doctorat, forma de studii prevenție redusă, a laboratorului de biochimie al USMF Nicolae Tifințanu. Au votat pro 19, contra 0, s-au obținut de la vot 0. Și acum dați-mi voie, onorată asistență, să ofer cuvântul referențelor oficiale, care își vor expune punctul de vedere asupra valențelor principale ale tezei, actualitate, noutate științifică, relevanța rezultatelor și potențialul editorial. Conform legislației vigoare, primul se expune referentul, ce este membru al Comisiei de Îndrumare, domnul Budumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, cu SMF Nicolae Tifințanu. Poftim, domnul profesor. Vă mulțumesc. Onorată asistență. Permiteți-mi să dau citire avizul referentului la teza de doctorat, efectele metabolice ale compușilor biologic activi autohtoni cu acțiune antitumorală, elaborată de către doctorantă Valeriana Pantea. La specialitate 315-01, biochimie medicală. Noutatea și originalitatea științifică a lucrării.
teza de doctorat este consacrată unei probleme de cercetare foarte actuale, și anume studierea influenței unor compuși coordinativi ai cuprului cu tiosemicarbazone asupra viabilității celulare și evaluarea mecanismelor lor biochimice de acțiune pentru selectarea compușilor cu efecte toxice minime. Au fost studiați un șir de compuși complexi ai cuprului, sintetizați la Universitatea Cristea din Moldova, laboratorul materiale avansate, biofarmaceutică și tehnică, sub conducerea profesorului universitar, academician Ian Bulea, și care manifestă importante proprietăți terapeutice, dar până la momentul actual, proprietățile lor curative au fost insuficient studiate. Cum se știe, cuprul este unul dintre elementele esențiale majoritatea organismelor aerobie și este folosit ca cofactor structural și catalitic într-un șir de căi biologice de importanță cardinală. Vă amintesc că egiptenii antici foloseau vase de cupru pentru a stoca apa potabilă și au menține proaspete, lipsite de bacterii diareici importante, cum ar fi Vibrio cholera, Shigella flexneri, speciile Salmonella și altele. Echilibrul cuprului din organism este important datorită comportamentului său antioxidant și prooxidant. Atunci când cuprul acționează ca un antioxidant, captează sau neutralizează radicalii liberi. Dar ca prooxidant, promovează formarea radicalilor liberi și contribuie la dezvoltarea stresului oxidativ. Cuprul formează centri active a unui număr mare de metaloproteine și pot funcționa ca agenți terapeutici și eficienți pentru bolile multifactoriale, cum ar fi bolile neurodegenerative, diabetul, cancerul, stările inflamatorii, bolile cardiovasculare și alte. Lucrarea este elaborată în conformitate cu exigențele regulamentare, stipulate în actele normative ale ANACEP cu privire la tezele doctorat. Teza de doctorat corespunde completamente specialității solicitate cu cifrul 315.01, biochimie medicală. În argumentarea acestei concluzii aș menționa mai întâi faptul că acest studiu amplu și original relevă mecanismele patobiochimice, fiziopatologice, de acțiune a diferitor tipuri de compuși coordinative cuprului asupra organismului, în special evaluarea acțiunii acestor compuși asupra inicilor stresului oxidativ, sistemului antioxidant, in vivo, precum și elucidarea efectelor acestor compuși în dependență de sexul animalului de laborator. Dar până în prezent, efectele metabolice ale compușilor biologice active a plutonii cu acțiunea intomorală au fost insuficient studiate. Până la momentul actual nu este elucidată succesiunea evoluției derivărilor metabolice, ce ar permite formularea unor concepte privind conexiunea dintre modificările metabolice tisulare și cele sanguine, care spectrului de indici de laborator cu valoare diagnostică, dar și de monitorizare ce ar sta la baza elaborării unor metode optime de evaluare și tratament al tulburărilor depistate. Astfel, tema abordată de către doctoranta Valeriana Pantean este de o mare actualitate și importanță pentru biochimia medicală contemporană. Este elaborată o tematică originală cu deschidere intermultidisciplinară, biochimie medicală, biologie celulară și moleculară, fiziopatologie, incluzând abordări, idei inovatoare, soluții și concepte științifice, criterii noi pentru realizarea unui progres semnificativ în problema menționată. Mai departe, teza de doctorat a fost realizată în cadrul proiectului doctoral cu
prima, efectele metabolice ale compușilor biologic active autohton cu acțiune antitumorală, finanțat de Ministerul Educației și Cercetării Republicii Moldova. De asemenea, studiul dat a fost realizat în cadrul proiectului instituțional de cercetări fundamentale, identificarea mecanismului biochimic celular și moleculare ale acțiunii compușilor bioactiv autohton noi și argumentarea folosirii lor în chimioprevenție și tratamentul unor procese tumorale și a proiectului din programul de stat produse noi inovative cu performanțe remarcabile în medicină biofarmaceutică, elucidarea mecanismului moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirilor la eficientizarea tratamentului unor patologii. Tema tezii doctorat corelează totalmente cu direcțiile prioritare de cercetare, dezvoltare ale țării, încadrându-se în special în direcția strategică 19, produse, tehnologii și produse inovative 2013-2020 și în prioritatea strategică numărul 5, competitivitate economică și tehnologii inovative, direcția strategică sănătate. La fel, aceste cercetări sunt în concordanță și cu tendințele științei mondiale și, în particular, cu cele europene, direcția cheie prima, sănătate, schimbările demografice și bunăstare, din strategie sectorială a Uniunii Europene, Orizont 2020, ce este foarte important. Suportul metodologic al lucrării, formularea scopului, obiectivelor și metodologia cercetării corespunde scopului, metodele utilizate permit realizarea completă a obiectivelor trasate. Pentru realizarea obiectivelor tezii, doctoranta a utilizat metode adecvate sarcinilor tezii. Au fost estimate metode de biologie moleculară și metode biochimice moderne de cercetare. Folosirea acestor metode au permis doctorantei să obțină o bază de date obiective care a fost cu succes utilizată în concluzii de teze. Datele experimentale sunt prezentate excelent, fiind expuse și analizate detaliat, logic și cuprind în totalitate materialul lucrării. Metodele de analiză statistică utilizate corespund tipului studiului, sunt suficiente pentru o abordare exhaustivă și originală și obține rezultatelor veridice ale cercetărilor efectuate. Relevanța științifică a lucrării, noutatea științifică a cercetării. Au fost obținute date noi originale privind mecanismul biochimice, patobiochimice și patofiziologice ale acțiunii diferitor tipuri de compuși coordinativi ai cuplului cu tiul semicarbazone asupra organismului prin experiențe in vitro și in vivo și care au fost expuse în capitolul detaliat în capitolul 3, 4 și 5 ale tezii. Au fost obținute date noi originale privind acțiunea individuală a diferitor tipuri de compuși coordinative corpului asupra viabilității și capacității de proliferare in vitro a celulor canceroase de gliom C6 de șobolan, celule similare gliomului uman. De asemenea, au fost obținute date noi originale privind acțiunea individuală a diferitor tipuri de compuși coordinative asupra viabilității și proliferării celulelor hepatice ale animalelor intacte. După cum se știe, celulele hepatice, hepatocitele, reprezintă sediul metabolizării xenobioticilor și, prin urmare, ținta acțiunii toxice a substanțelor farmaceutici, în special a celor utilizate în chimioterapie. În premieră a fost demonstrată capacitatea compușilor cercetați de a produce răspunsuri adaptive ale celulilor, proces cunoscut drept hormezis, răspuns adaptiv la stresul moderat
și care sunt mediate de căi de semnalizare celulare și mecanisme moleculare complexe. Rezultatele obținute demonstrează elocvent faptul că compușii coordinative cuprului, tirosinul semicarbazonii studiați, ar putea fi folosiți ca agenți antisenescență, anti-îmbătrânire. De fapt, noțiunea de hormezis este noțiunea cea mai controversată în gerontologie. În primul rând, se crede că îmbătrânirea este cauzată de acumulare de daune moleculare, care ar trebui, prin cauzarea daunelor, să scurteze durata de viață. Iar pe de altă parte, stresurile hormetice, prin activarea reparației, în cele de urmă ar trebui să scadă daunele. Cu alte cuvinte, există două tipuri de hormeze. Hormeze A, încetinirea îmbătrânirii, și hormeze B, creșterea toleranței la îmbătrânire. Deci, cer studii suplimentare pentru a preciza mecanismele hormetice de acțiune a complexului cercetat. Adică, în acest aspect, teza deci poate fi continuată și dezvoltată mai departe ca teză de doctor habilitat, doar după destuirea acestui proces. Un alt aspect elucidat în premieră ține de impactul compușilor coordinative asupra indicilor hemoleicogramei animalelor intacte in vivo, sângele, după cum se știe, fiind implicat în transportul xenobioticilor și ai metaboliților lor. De asemenea, reflectă modificările metabolice induse de acestea în organe și țesuturi. Schimbările produse în hemoleicogramă animalului intacte au fost selective în funcție de tipul compusului testat și, cel mai important, în premieră au fost stabilite dependența acțiunii compușilor testați de sexul animalului de laborator, atestându-se efecte numeroase dependente de influența diferită a androgenilor și estrogenilor. Denotat că agenții chimioterapici, cei mai des utilizați astăzi în practica clinică, cum ar fi doxorubicina, carbamustina, ciclofosfamida, cisplatina, metotrexatul, mercaptopurina, anticorpii monoclonali și etc., posedă un sir de efecte toxice severe, manifestate prin mielotoxicitate, anemie, neutropenie, limfopenie, eozinopenie, trombocitopenie, fibroză pulmonară, tromboflebită, insuficiență cardiacă congestivă, disfuncție hepatică, toxicitate renală, modificări neurologice, tulburări bipolare, dar cel mai important este imunosupresia. Imunosupresia este un adevărat bici ai chemoterapiei contemporane. Citostaticile distrug pe lângă celulele canceroase și celulele ale organismului uman care se divid într-un ritm rapid. Sunt celulele mucoaselor tractului gastrointestinal, căilor respiratorii, mădubii osoase, etc. Din această cauză apar diverse efecte adverse, anemie, hemoragie, sângerări, imunodepresie, infecții determinate de germenii oportuniști, deci bacterii, virusuri, fungi, protozoari și mai departe. Rezultatele obținute în premieră de către doctorant demonstrează compușii cercetați pe deosebire de chimioterapici tradiționale, numărate în sus, exercită efecte stimulatoare asupra eritro- și mielopoiezii, manifestate prin trombocitoză, leucocitoză, limfocitoză, eozinofilie, creșterea rezistenței la infecțiile oportuniste. Efectele negative
specifice ale acestora pot fi ușor neutralizate prin administrarea preparatelor antihistaminice, antitrombotice, etc. Este în premieră rezultat foarte important acest fapt că compuși cercetați manifestă o acțiune deci, pozitivă, stimulatoare asupra eritro- și mielopoieziei. În baza rezultatelor obținute, s-a stabilit importanța explorării parametrilor stresului oxidativ și sistemului antioxidant pentru evaluarea mecanismelor de acțiune ale compușilor cercetați in vivo și de asemenea oportunitatea evaluării indicilor menționați în calitate de factor predictiv a riscului dezvoltării eșecului terapeutic. Au fost elaborate procedee optimizate de terminare a acțiunii compușilor bioactive al culturii. Redactarea tezei și conținutul tehnic, concepere și calitatea textului. Structura lucrării și logica expunerii este conformă cerințelor stabilite prin regulamentul instituțional și formatul tip al școlii doctorale. Teza se evidențiază prin claritate și precizie, fraze comprehensibile, aplicare corectă a standardelor biografice, tabele și figuri relevante. Aspectul grafic al tezei corespunde cu materialul descris și analizat, reflectă datele experimentale și este reprezentat prin 70 figuri și 13 tabiele, aceste fiind conforme cerințelor regulamentare stipulate în ghidul privind perfectarea tezei de studiat și a referatului. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Principiul fundamental și universal în efectuarea oricărei cercetări științifice este de a nu dăuna nici într-un caz și nici într-un mod ființelor vii de dragul științei. Cercetorul științific trebuie să procedeze potrivit maximii, primul nocere, mai întâi nu dăuna, cât și după principiu, mai întâi umanitatea, mai apoi știința. Experiențele au fost efectuate în conformitate cu legislația Republicii Moldova și principiile declarației de la Helsinki. Principiile etice și ale deontologiei sunt respectate tot al Uniunii. Toate frazele și ideile preluate de la alt autor sunt indicate riguros. Este evidențiat distinct aportul doctorantei și lipsesc orice suspiciuni de fraude științifice. Aportul personal al doctorantei la realizarea tezei constă în analiza literaturii de specialitate, planificarea și executarea cercetărilor științifice, prelucrarea statistică, generalizarea și interpretarea rezultatelor, expunerea materialelor la diverse forumuri naționale și internaționale și prezentarea publicației. Concluziile și recomandările practice rezultă logic din conținutul lucrării și corespund esenței, scopului și obiectivelor cercetare trasate, sunt expuse și argumentate excelent. O serie de date stabilite doctorante, după cum s-a menționat, desemnă importanță teoretică și practică principială. Rezultatele cercetărilor ar putea fi recomandate de fundament pentru aprofundarea și diversificarea studiului experimental preclinic al compușilor adoptori și expinderea la nivel clinic și pentru transferul tehnologic cu scopul producerii unor noi medicamente eficiente. Teza creează premisele dezvoltării medicinii personalizate, care presupune cunoașterea și utilizarea unor noi mecanisme la nivel molecular și a unor noi teste de diagnostic și permit adaptarea mai bună a tratamentelor la profilul individual al pacientului și un management mai eficient al patologiei la pacienții cu boli multifactoriale. Teza deschide perspective mari de cooperare națională și internațională în planul
valorificării rezultatelor și de continuare a cercetării. Publicarea în ediții științifice, prezentare la conferințe științifice. Acest capitol, conținut tezei doamnei Pantea, este reflectat completamente în numeroase publicații științifice, în total 28 de lucrări științifice la subiectul tezei, inclusiv 6 articole, dintre care 2 reviste din baze de date internaționale Scopus, cu impact factor, și 14 rezumate a lucrărilor, conferințelor și congreselor științifice și internaționale. Au fost obținute 3 brevete de invenții, 5 inovații, 4 medalii de aur, 2 diplome privind acordarea titlului onorific de cel mai bun raționalizator al anului și diplome de recunoaștere a excelenței și performanței în activitate de cercetare și inovare. În concluzie, teza de doctorat, efectele metabolice ale compușilor biologic activ, autohton, cu acțiune antitumorală, specialitatea 315.01 biochimie medicală, prin inovația științifică, abordarea multilaterală a problematicii studiate, originalitatea rezultatelor obținute și volumul apreciabil de date analizate și interpretate științific corect, corespunde prevederilor regulamentului ANACEC față de teza de doctorat. Iar autoarea acestei teze, doctoranta Valeriana Pantea, merită pe deplin conferirea titlului științific de doctor în științe medicale. Și aici aș vrea să sugerez doctorantei să nu se oprească aici, dar să continuă cercetările. A progresat mai departe cu această problemă, cu această problemă foarte importantă, aș spune, pentru omenire, chiar domnului. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule profesor Martincu Dumar, pentru analiză profundă a tezei și aș vrea să vă expuneți asupra calificativ. Excelent, la toate capitolele. Și a justificat acest calificativ, da, cu lux de amănunte de expunerea iminentă făcută acum. Mulțumesc. Dați-mi voi onorat asistentă. Să ofer cuvântul referentul oficial, domnul Vasile Macari, doctor habilitat în științe biologice, conferința universitară, Universitatea Tehnică a Moldovei. Potim. Onorat asistență, teza de doctorat cu titlul Efectele metabolice ale compușilor biologic activi, autohtoni, cu acțiune antitumorală, absolventii doctoratului Pantea Valeriana, specialitate 315.01, biochimie medicală, abordează un domeniu complex și important al medicinei, în special al biochimiei medicale, iar tema aleasă este de actualitate și importanță teoretică și practică majoră. Cele specificate se justifică prin faptul că bolile oncologice reprezintă o problemă actuală nu numai a medicinii moderne, ci și a întregii societăți umane. Important este și faptul că în ultimii ani se impun cerințe nu numai de a elabora noi medicamente antitumorale, cât și cerința stringentă de creștere a selectivității și reducerea toxicității compușilor antitumorale. În plus, accentul esențial este axat pe crearea de noi concepte, de noi strategii privind sinteza unor medicamente selective împotriva celulelor tumorale. În contextul celor relatate, ipoteza de cercetare, problema științifică, scopul și obiectivele lucrării sunt originale și creative, astfel încât noutatea și originalitatea lucrării poate fi apreciată la un nivel înalt. Teza de doctorat a doctorandei Pantea Valeriana prezintă un înalt nivel de noutate și originalitate științifică, prin faptul că pentru prima dată au fost întreprinse și realizate cercetări complexe într-un studiu preclinic, experimental, in vitro, pe animale selective, pe anumite sisteme celulare, gliom C6 de șobolani, hepatocite normale de șobolani și în vivo pe șobolani albi de laborator.
respectând toate rigorile științifice și principiile etice de cercetare. Astfel, studiul realizat de doctorandă a fost avizat pozitiv de Comitetul de Etică a Cercetării ale Universității Mincină. Teza de doctorat este structurată în două părți, conform cerințelor în vigoare. Primul segment, studiul bibliografic, reprezintă 33,7% din materialul tezei, iar partea a doua îi revine 66,3% din volumul lucrării în ansamblu. Autorul tezei, supus recenzierii, în partea întâi sintetizează informațiile din literatura de specialitate, care scot în evidență multiple investigații axate pe testarea noilor compuși de coordonare a metalelor 3D, care după caz pot fi precursori a noilor medicamente, mai eficiente și mai puțin toxice, acționând prin diverse mecanisme biologice. Analiza profundă a datelor din literatură a permis doctorandei să abordeze și să scoată în vizorul public problemele nelucidate anterior. În special, rezultate incomplete, contradictorii, ce a justificat actualitatea și realizarea acestui studiu. În partea a doua, doctoranda Pantea Valeriana a descris detaliat metodologia cercetării și rezultatele cercetărilor proprii. Astfel, metodologia cercetărilor corespunde scopului și obiectivelor trasate. Metodele folosite la realizarea tezei în procesul cercetării au fost adecvate scopului trasat, fiind atât clasice cât și de ultima oră. S-a apreciat acțiunea individuală a diferitor tipuri de compuși coordonativ ai cuprului cu tiosemii carbonate, asupra viabilității și capacității de proliferare in vitro a celulor de gliom C6 pe șobolani, care constituie o cultură celulară similară gliomului uman, ce permite raportarea relativă a rezultatelor la om. În plus, s-a investigat in vitro și potențialul citotoxic al compușilor studiați asupra hepatocitelor normale de șobolan. De asemenea, a fost realizat studiu in vivo pe animale de laborator a efectelor metabolice ale compușilor studiați. Autorul tezei, argumentând necesitatea utilizării volumul numeric al efectivului de animale, în total 120 șobolani, etapele experimentale, metodele de pregătire și prelevarea materialului biologic, precum culturi celulare, sânge periferic, cercetările aplicate, hematologice, fotocolorimetrice, imunoenzimatici, au permis investigarea în substraturi biologice, precum sânge, sier sanguin, culturi celulare, a parametrilor prestabiliți în obiectivele trasate ale studiului. Metodele utilizate în realizarea obiectivelor trasate au un grad înalt de reproductivitate și ce a asigurat credibilitatea rezultatelor obținute. Cercetările proprii sunt expuse în trei capitole. Astfel, în capitolul 3, cu genericul, evaluarea compușilor coordonative ai cuprului cu tiosemii carbonate in vitro, sunt însumate rezultatele cercetării efectelor compușilor coordonative ai cuprului asupra viabilității și proliferării celulelor de gliom C6 și a hepatocitelor normale de la șobolanii sănătoși, care arată că răspunsul individual al celulelor reflectă capacitatea acestor remedii de a induce răspunsuri sau fenomene adaptive care influențează benefic funcționalitatea celulară. În capitolul 4, cu genericul, influența compușilor coordonativ ai cuprului cu tiosemii carbonate asupra indicelor hemoleucogramei șobolanilor sănătoși in vivo. S-a relatat multiaspectral și argumentat efectele produselor studiate asupra parametrilor hematologici, în particular a indicelor eritrocitari, leucocitari și trombocitari. Se specifică că rezultatele obținute sunt condiționate de tipul compușilor studiați,
cât și de sexul animalelor antrenate în aceste cercetări. Evidențiindu-se tendința de acțiune mai evidentă asupra indicelor la femeie. Al cincelea capitol, influența pompușelor coordonative ai cuplului cu tiosemicarbonate asupra stresului oxidativ și ai sistemului antioxidant în serul sanguin la șobolani sănătoși. Aici a fost dedicat, studiul a fost dedicat investigării impactului produselor coordonative din categoria compușilor studiați asupra indicatorilor stresului oxidativ și ai sistemului antioxidant la animale de laborator. S-a stabilit că produsele testate de animale au efecte adaptative moderate în cazul stresului oxidativ nitrozativ și stresului antioxidant, activând totodată enzimele antioxidante, cum ar fi glutation peroxidaza și glutation reductaza, indicând și o creștere în conținut total de grupe tiolice. Specificăm că cercetările complexe întreprinse de doctoranda Pantea Valeriana în contextul testării complexe a produselor din categoria concursurilor coordonativ sunt adecvate scopului propus în realizarea tezei doctorat, iar rezultatele obținute sunt palpabile, explicându-se și sprijinindu-se reciproc, iar autorul le-a analizat și interpretat convingător, în special prin intermediul literaturii de specialitate. Concluziile generale, cât și cele prezentate în cadrul fiecărui capitol, sunt formulate corect și reflectă perfect rezultatele științei și obținute și nivelul înalt de pregătire a autorului, precum și capacitatea de a analiza și generaliza critic a informației științifice. În plus, recomandările atestă importanța aplicativă a lucrării prin implementarea în practică a metodelor analitice optimizate, cât și extinderea investigării acțiunii produselor coordonative ale cuprului asupra stresului oxidativ și ai sistemului antioxidant, în special asupra culturilor celulare, precum și organe și țesuturi. Concluziile. Teza de doctorat a doctorandei Pantea Valeriana este o lucrare științific finalizată. Calitatea lucrării, publicațiile la tema tezei, cât și calitățile profesionale ale doctorandei ne permit să afirmăm că teza de doctorat, efectele metabolice ale compușilor biologic activi, autoctoni cu acțiuni antitumorale, la specialitatea 315-01, biochimie medicală, elaborată de doctoranda Pantea Valeriana, corespunde cerințelor ANACEC, înaintate către tezele de doctorat, în conformitate cu prevederile metodologie de cercetare și confirmare a titlurilor științifice aprobate prin hotărârea Guvernului 475 din 23 cu calificativul excelent și autoarea merită titlul de doctor în științe medicale. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și eu, domnul referent, doctor habilitat Vasile Măcar, pentru analiză profundă a tezei și o argumentare concludentă în alocuția dumneavoastră a calificativului excelent. Da, dați-mi voie, onorată asistență, să ofer cuvântul referentului oficial, doamna conferențiar Cărăgie Svetlana. Onorată asistență, onorată asistență, președintea comisiei și membrii comisiei de susținere. Teza de doctor în științe medicale cu tema efectele metabolice ale compușilor biologici activi autohtoni cu acțiune antitumorală la specialitatea biochimie medicală 315-01, elaborată de absolventa doctoratului Valeriana Pantea, abordează o problemă foarte actuală a medicinii, terapia cancerului, dintr-o perspectivă diferită, cea a efectelor exercitate din preparatele anticanceroase asupra țesuturilor sănătoase. Au fost studiat nou compuși autohtoni noi, sintetizați în laboratorul academicianului Aurelian Gulea,
ce conferă noutate și originalitate cercetării, deoarece anterior nu au fost realizate cercetări ale acestor substanțe atât la nivel național cât și la nivel internațional. Pentru elucidarea impactului compușilor coordinativi ai cuplului cu deosemicarbazone, s-a planificat și realizat un studiu complex in vitro pe culturi celulare de gliuon și hepatocidii de șobolan și în vivo pe animale sănătoase de laborator, ce a permis compararea efectelor substanțelor testate asupra celulilor canceroase și sănătoase, precum și identificarea unor potențiale mecanisme de acțiune în organismul sănătos reflectate la nivel sanguin. Ca specialist în medicină de laborator, apreciez că doamna Pandea a optimizat mult metodele pe care le-a utilizat în cercetare. A fost sporită și nu doar eficacitatea acestora. A fost posibil de a analiza un număr semnificativ de mari de probe în același timp și cu consum mic de reagenți. Dar s-a mărit considerabil și precizia metodelor, ce conferă un grad înalt de credibilitate a rezultatelor obținute. În această ordine de idei este deosebit de valoros evaluarea panelului complet al hemoleucografii, celulele sanguine fiind unele din primele în contact cu orice medicament, precum și participând la transportul lor, se determină frecvent afectarea acestora. Rezultatele cercetării acțiunilor compușeri coordinative ai cuplului cu deosemicarbazone efectuat de doamna Pantea s-a soldat cu rezultate promițătoare cu privire la efectele lor asupra organismului sănătos. Astfel, luat în considerație scopul cercetării, selectarea compușilor cu efecte toxice minime, s-a stabilit că nu au fost diferențe esențiale în efectele exercitate de compușii cercetați asupra hemoleucogramei și marcherilor stresului oxidativ și al sistemului antioxidant la animale sănătoase, evidențiindu-se în majoritatea cazurilor modificări puține ca număr și mici ca amploare. Doamna Pantea a stabilit prin cercetare efectuată că compușii testați au exercitat modificări ale hemoleucogramei preponderent la femeie. În loturile de femeie au fost identificate diverse semnificative ale tuturor indicelor serii eritrocitare și o creștere concluentă a numărului de trombocite, pe când la mascul s-au modificat statistic veridic doar conținutul total de hemoglobină, concentrația medie de hemoglobină eritrocitară și lărgimea distribuției eritrocitare și nu s-au modificat veridic indicii trombocitare. Atât la femeie, cât și la masculi, s-au modificat numărul de leucocite, neutrofile segmentate, limfocite, monocite și diuzinofile, doar că la femeie aceste modificări au fost induse practic de toți compușii coordinativi ai copului. Majoritatea de vere stabilite au fost de amploare foarte mică, în intervalul 6-8%, și nu afectează semnificativ funcțiile sanguine. Studiul efectuat de absolventa doctoratului Pante Valeriana a relevat că compușii coordinativi ai cuplului cu tilosemicarbazone nu au produs schimbări importante ale nivelului marcherelor stresului oxidativ și ale activității enzimelor de prima linie de apărare antioxidantă, superoxidismutaza și catalaza, dar au potențiat semnificativ capacitatea de protecție a sistemului glutationic și s-a manifestat prin creșterea activității enzimelor glutationice, glutation peroxidaza, glutation reductaza și a nivelul de glutation total și grupe tionice. Rezultatele obținute au fost detaliat descrise în capitole cu rezultatele proprii și a fost efectuată o analiză minuțioasă în comparație cu datele altor autori prezentate în literatură de specialitate de ultimă oră, fiind citate peste 250 de surse bibliografice. Rezultatele au fost validate prin publicarea lor în două articole cu factori de impact, un articol în revistă internațională recenziată și trei articole în reviste naționale, precum și prezentarea lor
la 5 cuvăruri științifice naționale și internaționale. Metodele optimizate au fost valorificate prin obținerea 3 brevete de invenție. Concluziile tezei rezultă din rezultatele proprii și reflectă integral rezultatele obținute. Sunt formulate concis și concret. În final, pot afirma că teza de doctor în științe medicale cu tema efectele metabolice ale compușilor biologice active, autohtoni cu acțiune antitumorală, la specialitatea biochimie medicală 315.01, corespunde cerințelor legislației naționale cu privire la tezele de doctor în știință, a fost realizată la un nivel foarte înalt și merită a fi apreciat cu calificativul excelent, iar doamnei Pante Valeriana îi poate fi conferit titlul științific de doctor în științe medicale. Și în final, vreau să felicit și conducătorii științifici, doamna Olga Taganu, care a susținut mult și a venit cu aportul său în lucrarea aceasta, și domnul conducător prin cotutelă, domnul academician Zulia Aurelian. Vă felicit și pe dumneavoastră, cât și pe doctorat. Vă mulțumesc, doamna referent, calificativul dumneavoastră. Excelent. Vă mulțumesc pentru analiză profundă și argumentarea acestui calificativ în avizul tezei. Onorată asistență, s-au expuși referenții oficiali și am primit convingător 3 calificative excelent. Doamna pretendentă, dacă aveți un cuvânt de răspuns referenților oficiali, poftim, la vreau să vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul, implicarea și dedicarea pentru îndrumările care mi-ați dat ultimele și sfaturile și totodată vă mulțumesc pentru că ați abordat detalat recenzia acordată mie la ca doctor în științe medicale. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Onorată asistență, ne apropiem de finele ședinței și dați-mi voie să anunț discuția liberă asupra valorii științifice a tezei. Oricare participant la ședință poate lua acest cuvânt și obligatoriu membrii Comisiei de Doctorat. Poftim, cine dorește, plăcere, ofer cuvânt. Dacă nu sunt doritori, atunci dați-mi voie să ofer cuvântul doamnei profesor, doctor habilitat în științe medicale, Olga Taganuc. Mate, domnule președinte, distinși membri ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență, și este o misiune dificilă, dar și foarte plăcută, fiindcă această teză a fost lucrată foarte, foarte mulți ani și cu un efort foarte mare, dar și cu sprijinul a foarte și foarte mulți colegi. Deci, trebuie să recunoaștem că fără sprijinul colegilor din Germania care ne-au ajutat cu celulele de gliom C6, deci n-am fi putut să realizăm o componentă foarte importantă acestui studiu. Fără sprijinul colegilor de la laboratorul de inginerie solară și culturi celulare, nu am fi putut pune bine metoda de obținere a hepatocitelor de la șobolanii sănătoși. Deci, fără ajutorul colegilor din laboratorul de biochimie care ne ajutau să introducem, să administrăm preparatele la animale, să sacrificăm și să facem toate investigațiile, evident că tot nu am fi reușit să ajungem la finele acestei lucrări și poate nu este foarte corect să zic acum, dar vreau să le zic la toți un mulțumesc foarte mare pentru ajutorul în elaborarea tezei, fiindcă și datorită dumneavoastră, deci rezultatele sunt pe măsură după cum au fost apreciate de referenții oficiale cu calificativul excelent. Deci, în, să zicem așa, legislația precedentă, conducătorul trebuia să caracterizeze doctorandul, actualmente lucrul acesta nu se cere, dar eu consider că trebuie să o fac,
fiindcă doamna Valeriana, când a venit în laboratorul de biochimie, a venit de pe băncile colegiului de medicină și pe parcursul anilor noi am văzut cum ea a progresat, a făcut studii universitare, ciclul 1, apoi masteratul, deci în paralel cu activitatea în laborator, a devenit un maestru în efectuarea analizelor de laborator biochimice, de la cele simple, banale, spectrofotometrice pe care noi și la nivel de universitate le facem, terminând cu metode mult mai complicate și mai sofisticate, ceea ce i-a permis și să efectueze studiile la această lucrare foarte calitativ și rezultatele relevă calitatea lucrului în laborator. Deci, consider că efortul pe care l-a depus s-a încununat cu o teză care, într-adevăr, merită calificativul excelent, deci, deoarece în limitele unei teze de doctor în științe a făcut un număr suficient de mare de investigații de laborator, au fost analizate profund, detaliat, au fost prezentate în foarte multe foruri științifice și au fost apreciate, au fost publicate într-un număr suficient de publicații, inclusiv un articol cu impact factor peste 4, ce la fel atestă calitatea acestor rezultate. Și de ce consider că noi putem cu inima împăcată să validăm această teză, să conferim titlul de doctor în științe doamnei Pantea și să-i acordăm acest calificativ excelent. Vă mulțumim, doamnă profesor, calificativul excelent, onorată asistență, dați-mi voie să ofer cuvântul domnului academician Aulean Gulea. Mult stimate domnule președinte, eu cred că noi astăzi am fost martori la formarea unui cercetător științific calificat. Este o bucurie pentru noi, pentru toți, fiindcă astăzi în știință vin tot mai puțin și mai puțin tine. Iar faptul că Pantea a mers treptat, după cum a spus și doamna profesor Paradiuc, deci toate treptele le-a trecut, ca să ajungă astăzi să susțină teza de doctor. Mai mult ca atât, ea și-a însumat niște obiective, deci legate de combinațiile coordinative, care cu greu le poți citi sau le pronunța, dar ea, în sfârșit, deci, le-a metrizat și le-a folosit foarte calificat și rezultatele care noi le-am ascultat astăzi sunt pe măsură. Eu cred că astăzi i-a pus foarte multe semne de întrebare în ceea ce a vorbit și eu cred că ceea ce a spus domnul profesor Budumac aici trebuie în continuare la alt nivel, dar ceea ce a spus ea astăzi este suficient pentru teza de doctor științe medicale. Și totodată vreau să spun că este o lucrare originală, foarte, adică folosind materiale originale ca substanțe chimice și materiale originale ca rezultate medicale. Și asta ne bucură, pentru că și noi chimici facem substanțe, dar ele pot să rămână undeva pe stilaj acolo sau în laturi, în laboratoare. Iar dumneavoastră ați făcut ca aceste substanțe să prindă viață, adică să fie utilizate și totodată să avem anumite rezultate foarte importante pentru medicină. Vă spun că aceste substanțe, de fapt, toate ele sunt cu acțiune antitumorală. Deci noi le-am studiat preventiv, noi de admirere la dumneavoastră aceste substanțe, deci având activități foarte importante la concentrație 10 la 9, mol pe litru, adică și totodată asta denotă faptul că denumind concentrațiile au rămas activități foarte importante. Iar dumneavoastră folosind aceasta pentru griom, pentru aceste cercetări, ați aprofundat cu mult, adică v-ați apropiat mai mult de partea de cimintivă.
și cred că este un rezultat remarcabil. Susțin și eu că ea merită de deplin calificativul excelent. Vă mulțumesc mult, domnule Cătinician. Onorat asistență, dar îmi voi să ofer cuvântul domnul doctor habilitat Tudoraș Mihaiu. Mersi mult, domnul profesor, președinte a ședinței. Deci, stimați colegi, eu nu sunt conducător, nici conducător pentru tutela, adică eu pot să încep din start cu calificativ. Deci calificativul este excelent. Fiind cumva implicat în activitatea laboratorului de biochimie și totodată în paralel augmentarea eficienței vivariului universității, deci eram în paralel la curent cu lucrarea care era în curs de elaborare. Totodată vreau să menționez că această lucrare face parte din adică metodologic face parte din o serie de metodologii necesare screeningului farmacologic. Și la fel, deci eram cointeresat în a cunoaște cât mai profund ce face valeriana în laborator. Punctul 3, deci fiind în contact așa transfrontalier cu domnul profesor Gudmak și cu doamna profesor Tagadiuc, deci cumva am încercat să ajut la efectuarea lucrării acestea, cel puțin prin aceste culturi celulare, deci aducerea lor. Și astăzi suntem suntem prezenți la o a doua lucrare consecutivă, unde au fost utilizate deci culturi celulare standardizate. Deci ceea ce ne oferă nouă posibilitatea ca să utilizăm metoda dată în viitor în evaluarea efectelor farmacologice a diverselor preparate obținute atât pe cale chimică, cât și extracte din diverse deci, plante medicinale. Vreau să menționez că noi suntem implicați în fundamentalizarea cât mai profundă a acestor investigații, deci suntem la momentul când în câteva luni vom avea laboratorul de medicină moleculară la etajul 6, în blocul didactic numărul 1, acolo unde vor fi și mai multe încăperi de culturi celulare și aparate de laborator în biochimie, în morfologie, microscopie confocală, de genetică, cu mult mai sofisticate decât le avem acum, deci vom avea, în scurt timp, vom avea multe posibilități. Dar vreau să mai menționez că chiar săptămâna trecută am mai câștigat următorul proiect, 2 milioane de euro, deci pentru biotehnologiile în farmaceutică, ceea ce ne va da posibilitatea ca să creștem posibilitățile de elabora diverse deci, preparate și a le cerceta. Astfel, concluzionez că lucrarea dată va sta la baza altor studii. Deci, cum am menționat din start, lucrarea este excelentă și corespunde acelor calificative. Mulțumesc mult, domnul profesor. Onorată
Dați-mi voie să-mi expun și eu punctul de vedere asupra reperilor principale ale tezei. Se facă o recapitulare fiind misiunea de președinte al acestei ședințe. Actualitatea. Doar din titlu desprindem două repere care justifică această actualitate. Acțiune antitumorală. Astăzi, cercetările în oncologie sunt sub calota propensiunii de a demonstra și de a justifica două direcții. Identificarea marcherelor și predictorilor incipienți. Și doi, să fie elaborate, preparate cu eficiență antitumorală notabilă și totodată cu o citotoxicitate cât mai mică. Știm experiența antraciclinilor, doxorubicina, una din primele linii sau chiar poate prima linie de tratament în neoplasmele solide și lichide, este mult limitată în strategie de tratament prin faptul că demonstrează citotoxicitate. Eu, ca specialist în fiziopatologie sistemului cardiovascular, pot să vă spun că dezvoltă cardiopatie doxorubicinică, fapt ce poate suspenda tratamentul chiar la niște doze cumulative mici. Deci astăzi avem un exemplu când chimia vine în ajutorul medicinii. Ipoteza de lucru este foarte bine fundamentată și destul de originală. Semii și tiosemii carbozonii ce excelează prin efecte biologice foarte importante, antitumoral, antifungal, antimicrobian, antioxidant, etc. Dar iată, acești compuși în contiguitate cu metalele, fie ion de fier, de cupru, prin condensarea acestor ligazi organici de acetonă și aldehide, conferă proprietăți mult mai importante. Respectiv, pretendenta justifică acest scop să studieze efectul antitumoral al acestor noi compuși, care au fost derivați în trei grupuri, fenil, alil, benzotiozid, deci câte trei reprezentanți. Și apare întrebarea, unde este disponibilitatea acestor compuși? Și aici, evident, pretendenta a beneficiat de o experiență unicată, recunoscută în plan mondial, a domnului academician Aurelian Gulea, care este un, aș spune, un prozelit în magie chimiei. În contextul sau în cadrul Catedrei de Chimie Anorganică și Fizică a Universității de Stat, a ghidat sinteza dirijată acestor compuși, pe care ulterior doamna Valeriana i-a cercetat la conotația scopului propus. Dar apare a doua întrebare, pasul următor. Cum să dovedim, să justificăm că sunt într-adevăr efecte plauzibile și efecte palpabile în vederea diminuării proliferării și viabilității celulelor tumorale. Și aici trebuie să apreciez ghidarea excelentă și cu sagacitate și îmi justific această afirmație. S-a luat modelul de gliom, glioblastom C6 la șobolani. Toți care și-au expus preopinant părerea, au spus că este un model foarte adecvat și recunosc acest lucru, întrucât are multe accente similare cu patologia umană. Deci, extrapolarea acestor date pe materialul biologic uman va deschide noi perspective în implementarea acestor produse autohtoni în strategiile terapeutice ale oncologiei umane. Și drept obiectiv s-a luat nu numai demonstrarea micșorării viabilității, dar și a proliferării celulelor cancerigene. Și asta era puțin, deoarece dacă citotoxicitatea remediilor antitumorale este mare, nu vor câștiga sufragii, nu vor fi implementate. Este experiența cardiopatiei doxorubicinice, fapt care a condus la necesitatea de a deschide o nouă branșă în medicină, oncologie, cardiologie. Deci lucruri sunt foarte serioase. Și aici apreciez în mod deosebit două tipuri de cercetări. Cercetarea in vitro pentru a determina care este ofensivitatea acestor remedii asupra hepatocitelor in vitro
și in vivo asupra mădului hematogene, evident organul care este foarte vulnerabil la acțiunea citotoxică a remediilor antitumorale, fiind în acest context demonstrate sau determinați un număr mare de indici care se justifică într-adevăr că este o ofensivitate redusă. Și ultimul aspect, sistemul, sau mai bine zis, stresul oxidativ. Este o întrebare nerezolvată astăzi în domeniul oncologiei, este destul de intricată. De ce? Pentru că sistemul antioxidant poate să faciliteze prin angiogeneză declanșarea și, sau mai bine zis, creșterea tumorii. Și aici apreciez întrebarea 3 care a fost dată doamnei Valeriană și a răspuns foarte notabil. Chiar dacă este activat sistemul antioxidant, dar rezultatele in vitro și in vivo au demonstrat neofensivitatea acestor preparate, facem o concluzie că efectul antitumoral este determinat de alți factori. Posibil, este determinat de segregarea sau de exonerarea semnalelor celulare. Deci dacă o celulă este privată de semnale, ea moare prin apoptoză. Deci acest fenomen este descris și în teză și eu îl apreciez ca fiziopatolog ca un plauzibil mecanism de acțiune al acestor preparate. În final, au fost aduse la apel date foarte convingătoare. În contextul acțiunii în doză mare, 10 micromoli, 1 micromol, deosebirile față de gender și așa mai departe. Aș menționa doar lapidar, în doze mici sau în doza mică, în 1 microgram, 5 reprezentanți din acele 3 clase de CCT, deci compuși coordonativi IT-ul semicarpozone, au diminuat semnificativ viabilitatea celulor cancerigene și nu am indus proliferare. Este un fenomen foarte important. Chiar și doza cumulativă a unor preparate marcate cu CM 41, 67, 80, 34 au potențat efectul antimoral fără a limita proliferarea. Ceea ce înseamnă că este o ușă deschisă larg în vederea încercării de a implementa aceste preparate deja în cercetările clinice. Și acest lucru ar reprezenta una din cele mai mari valori a tezei respective. Deci, dacă sumarizez toate aspectele menționate, în afară să dau analizei însuși manuscrisul tezei expus într-un limbaj academic foarte bine cizelat, concluzii argumentate care reiese din materialul probatoriu destul de vast, și activitatea editorială. Deci, majoritatea suntem medici în această sală și dăm seama să avem 3 brevete de invenție și 5 acte de inovator, înseamnă că în spate se află o muncă laborioasă, foarte asiduie, de un alt profesionalism. Și îmi dau seama că la cârma acestei teze au stat niște granzi autohtoni serioși, domnul academician Norina Gulă și doamna profesor Olga Tagadiuc, pe care îi felicit cu acest succes, astăzi documentat bine în această ședință. Calificativul meu este excelent. Și vă felicit doamna Valeriană și felicit auspiciul științific și de asemenea felicit membrii grupului de drumare. S-au deschis noi perspective și în acele 2 subrecomandări din punctul 2 sunt foarte importante, practic a deschis aceste direcții. Care este stresul oxidativ în creier, în cultura de celule tumorale, de celule tumorale și în alte organe, ca să vedem în ce interfață se află stresul oxidativ și eficiența propriu-zisă antitumorală și să nu cădem în capcana unor afirmații că da, dacă este un proces tumoral, atunci administrarea antioxidantelor, flavonoizelor trebuie să fie retrasă, exonerată, dar dacă această acțiune antioxidantă poate să ofere o protecție altor organe vitale, acest lucru este foarte important. Deci este un echilibru, într-adevăr, între efect antitumoral și efect citotoxic asupra altor celule vitale.
Acestea fiind spuse, dați-mi voie să pun la vot calificativul cumulant de la 3 recenzenți de referință oficială excelent și de la membrii Comisiei de Doctorat 4 calificativ excelent. Votează membrii Comisiei de Doctorat. Dacă și referenții votează. Deci, votează și domnii referenți oficiali și membrii Comisiei de Doctorat dacă aprobăm acest calificativ excelent. Vă mulțumesc. Deci, 7 voturi pro. Și acum, onorată asistență, dați-mi voie să dau citire proiectului de hotărâre referitor la conferirea doamnei Pantea Valentina, titlul științific de doctor științe medicale și atribuirea calificativului excelent. Am în fața mea acest proiect din 3 pagini. Dați-mi voie să dau citire părții concludente. În temeiul celor menționate anterior și conform articolul 166 și articolul 167 al regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, cifrul 3, numărul 1007 din 10.12.2014, confirmăm că lucrarea este o cercetare științifică finalizată, originală, elaborată în baza cercetărilor proprii și considerăm că absolventa doctoratului Pantea Valeriana i se conferă titlul științific de doctor în științe medicale, iar tezei i se atribuie calificativul excelent. Confirmat unanim prin vot deschis de către referenții oficiali și membrii Comisiei de Doctorat. În postfața acestei afirmații, încă o dată trebuie să votăm calificativul excelent. În ordine asistență, avem în spate practic o oră și 40 de minute de expuneri privind valoarea propriu-zisă științifică a tezei. Toate expunerile preoperante au fost de mare calibru și de apreciere exhaustiv excelentă. Și acum dați-mi voie, întrucât deja este votată această decizie de conferire a titlului științific de doctor științe medicale cu calificativul excelent doamnei Pantea Valeriana, să ofer cuvântul de încheiere. Pretendente. Dați-mi voie să vă aduc sincere mulțumiri și sentimente de recunoștință tuturor celor care mi-au oferit suport la toate etapele de elaborare a tezei. În primul rând, exprim profunde mulțumiri Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Chistințanu, alma mater, în frunte cu domnul rector, profesor universitar Emilian Cevan, pentru oportunitatea oferită de a efectua studiile postuniversitare prin doctorat la specialitatea biochimie medicală. Îi mulțumesc școlii doctorale pentru instruirea ambasată și de calitate. Doresc să exprim recunoștință, respectul de mulțumire și colegilor de la Institutul Național de Cercetare, Medicină și Sănătate, domnului profesor Mihail Toveraș, pentru oferirea liniei standard de glium C6 de șobolan, pentru sprijinul acordat în elaborarea tezii. Adresez mulțumiri speciale conducătorului științific, doamna doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Olga Tagadiuc, pentru sprijinul profesional cu care m-a îndrumat pe parcursul elaborării tezii de doctorat și contribuția semnificativă la formarea mea ca specialist. Mulțumesc și conducătorului prin cotutelă, domnului academician, om merit al Republicii Moldova, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar Aurelian Gulea, pentru ghidare și ajutorul oferit pe tot parcursul acestor ani, pentru încurajarea de a prezenta și de a publica rezultatele studiului. Am fost ghidată de unii cei mai valoroși specialiști din țară. Sincere mulțumiri pentru aportul deosebit
În motivarea alegerii acestei teme, ce contopește două domenii atât de interesante, precum chimia și biochimia. Sincer, mulțumiri pentru comisie de îndrumare domnului doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Valentin Budumac, pentru tot sprijinul și îndrumarea oferită pe parcursul anilor de studii și pentru faptul că mi-ați oferit un model de perseverență și profesionalism și pentru că ați contribuit la formarea mea profesională. Sincere mulțumiri și doamnei doctor în științe medicale, conferențiar universitar Svetlana Protopop, că mi-ați oferit consultanță științifică și care salut din timpul ei liber pentru a-mi oferi sprijin și ajutor. Mulțumesc de asemenea și doamnei doctor în științe medicale, cercetător științific superior Veronica Sartari și colegilor de laborator de biochimie pentru suportul oferit în realizarea investigațiilor biochimice și procesul de analiză a datelor. De asemenea, îmi doresc să mulțumesc în mod deosebit colegilor de la Laboratorul de Inginerie Tisulară, domnului Vitali Copzac, pentru sprijinul acordat pe tot parcursul acestei cercetări. În mod deosebit, vreau să mulțumesc familiei mele pentru dragoste incondiționată, suportul moral și înțelegerea și încurajările oferite permanent pe tot parcursul acestor ani. Vă mulțumesc la toți din suflet! Onorată asistență, declară ședința Comisiei de Doctorat închisă.